Parlamentul European le cere șefilor de state și guverne ale Uniunii Europene să aprobe integrarea României în spațiul Schengen. Potrivit rezoluției adoptate, România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile de aderare deja de 11 ani. Totuși, Consiliul European nu a luat o decizie, indiferent de apelurile repetate ale Comisiei și Parlamentului. Rezoluția a fost aprobată cu o majoritate largă, 547 de deputați au votat pentru, 49 împotrivă și 43 s-au abținut. La dezbaterile de acum două săptămâni, europarlamentarii români au insistat pe faptul că România este un pol de securitate și a demonstrat că, într-o situație de criză, poate securiza frontiera de est a Uniunii Europene. Se închide votul. Se adoptă. Și astfel am încheiat sesiunea de votare din această după-amiază. Rămânem la același subiect și discutăm în continuare cu europarlamentarul român Eugen Tomac, care este în legătură directă cu noi. Domnule Tomac, bună seara! Bună seara de aici, de la Strasburg! Și noi vă salutăm de aici, din Chișinău, și vă mulțumim că ați acceptat. Știu că a fost o zi complicată și este în continuare o zi complicată astăzi. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. Cu multă plăcere! Așadar, Bulgaria și România îndeplinesc de mult timp criteriile necesare. De ce credeți că se tergiversează acest proces de aderare a României la spațiul Schengen? Din păcate, trebuie să spun o chestiune care de multe ori este trecută cu vederea mult prea ușor. Evident că România îndeplinește criteriile de mai bine de 11 ani. Însă există state din Uniunea Europeană care emit obiecții cu privire la o serie de chestiuni ce țin de reforma justiției în România. Și atunci, pentru a încerca să puncteze politic pe plan intern, utilizează acest mecanism pe care îl au prin votul pe care trebuie să-l primim în Consiliul Uniunii Europene, mai bine spus în Consiliul JAI, acolo unde miniștrii de interne și de justiție trebuie să voteze pentru ca România să facă parte din Schengen. Este o procedură internă a instituțiilor Uniunii Europene. Noi am primit toate calificativele pozitive din partea instituțiilor Uniunii Europene și aici mă refer la Comisie și Parlament. Este a patra rezoluție care vizează România. De altfel și opinia tehnică prin care Parlamentul trebuia să-și spună instituțional punctul de vedere a fost adoptată mai bine de 11 ani. Deci din acest punct de vedere noi îndeplinim toate criteriile, iar astăzi Parlamentul a dat un semnal foarte clar, pentru că este pentru prima dată când Parlamentul European spune expres, cerând expres ca până la sfârșitul acestui an Consiliul Uniunii Europene să adopte o decizie. Până în prezent se preciza foarte clar că cere Consiliul Uniunii Europene să accelereze procedura de accedere a României și a celorlalte state, Bulgaria și Croația, în Uniunea Europeană. Acum se spune foarte clar în această rezoluție, adoptată cu o largă majoritate, că statul nostru și Bulgaria trebuie să acceadă în spațiul Schengen până la sfârșitul acestui an. Tocmai de aceea sunt optimist cu privire la această evoluție a lucrurilor în ceea ce privește accederea noastră în spațiul Schengen și sper să reușim să ne atingem acest obiectiv național până la sfârșitul acestui an. Mesajul Parlamentului este unul extrem de puternic și important și prin prisma acestei date pe care o fixează Parlamentul prin moțiunea adoptată astăzi. Domnule Tomac, voiam să vă întreb, să înțelegem cu toții, până la urmă, această rezoluție, în afară de faptul că este un semn de solidaritate, ce garanții oferă? Tribuie garanțiile la procesul propriu-zis. Absolut, da. Garanțiile sunt politice și pentru noi este important că statele puternice din Uniunea Europeană, și aici mă refer la Germania și Franța, s-au exprimat categoric, chiar recent,
pentru ca România să acceadă în spațiul Schengen. Și aici e o chestiune care trebuie subliniată foarte clar. Dacă tehnic îndeplinim toate criteriile, evident că nu poate politicul să fie deasupra mecanismelor pe care Uniunea Europeană le-a instituit. Nu poți îngrădi dreptul unei națiuni, a unui stat de a se bucura de privilegiul pe care ți-l oferă spațiul Schengen doar pentru că anumite state urmăresc alte interese decât cele prin care, pe care le are Uniunea definită prin regulile, directivele și tratatul Uniunii Europene. Deci, din acest punct de vedere, evident că pe noi ne interesează să se găsească consensul necesar, iar statele care au fost reținute până în prezent să facă ceea ce trebuie pentru consolidarea proiectului european. Pentru că noi am demonstrat că putem gestiona eficient împreună cu Republica Moldova frontiera Uniunii Europene. De altfel, Republica Moldova este apreciată peste tot astăzi pentru modul exemplar cum a tratat criza refugiaților. Ați avut un comportament mult mai european decât multe state membre ale Uniunii Europene atunci când cetățenii din Ucraina au venit pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se simți în siguranță. Și toate aceste lucruri contează foarte mult la Bruxelles în contextul provocărilor pe care le trăim, în mod special Republica Moldova, nefiind nici stat membru al Uniunii Europene, nici stat NATO. Care sunt avantajele pentru Republica Moldova în situația în care România va intra până la finele acestui an, așa cum se așteaptă în spațiul Schengen, pentru oamenii de afaceri din țara noastră? Ar fi un salt fantastic. În primul rând, imaginați-vă că după ce treci frontiera pe Prut, de la Iași, de la Galați, până la Roma sau Viena, nu te mai oprește nimeni. Evident că și economic ajută foarte mult acest salt fantastic. Ajută și economia Republicii Moldova în egală măsură, pentru că piața Republicii Moldova este din ce în ce mai puternic conectată la Uniunea Europeană și eu m-aș bucura ca în următoarea perioadă toate programele destinate statelor membre să fie extinse și către statele candidate, pentru că Republica Moldova, iată, a reușit să obțină acest statut care schimbă fundamental raportul între Chișinău și Bruxelles și evident că ar fi un avantaj fantastic și pentru cetățeni, dar în mod special pentru agenții economici din Republica Moldova, care ar simți din plin ce înseamnă să treci Prutul cu produsele pe care le fabrică în Republica Moldova și le exportă pe piața europeană, fără a mai sta de două ori în puncte de frontieră la ieșirea din Republica Moldova și la ieșirea, evident, din România. Avantajele sunt uriașe. Domnule Tomac, vă mulțumim tare mult pentru această intervenție și vă dorim o seară frumoasă în continuare. La fel și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Numai bine! Mulțumim frumos!